Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitații mei din această seară sunt domnul Cătălin Canciu, inspector general la Inspectoratul Școlar Județean Brăila și președintele organizației municipale PNL Brăila. Bună seara, bine bună ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnul Alexandru Popa, deputat PNL de Brăila. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumim pentru invitație! Domnilor, ce se mai întâmplă la PNL Brăila? A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut aici în platoul de filmare. Domnule Canciu, ce mai este la PNL Brăila? Ne organizăm. Ne organizăm în fiecare zi. Dacă mă refer la organizarea internă, aseară am avut o ședință cu colegii în biroul politic local. Ne pregătim pentru alegeri. Alegeri interne, da? Alegerile interne, pentru că suntem acum într-un mandat interimar și totodată luptăm cu administrația PSD-istă atât cât putem, cu forțele noastre mici, că suntem puțini consilieri locali. Spuneam, luptăm pentru binele nostru al tuturor. Domnule Popa, de la ultima noastră întâlnire ați devenit parlamentar, ați devenit deputat. Ce s-a schimbat? Cum e viața de parlamentar? Ce s-a schimbat în ceea ce se numește viața dumneavoastră politică? Am început să învăț lucruri noi. Am avut șansa de a intra în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. Munca propriu-zisă pe care o desfășor în Comisia de Agricultură mie mi se pare una ușoară, pentru că vin din mediul privat care am afaceri în agricultură și sunt de profesie inginer agronom. Cred că gândul acesta m-a mânat pentru a intra și în cursa electorală în decembrie, când am candidat pentru Camera Deputaților. Cred că prin experiența pe care am acumulat-o în mediul privat și în agricultură pot aduce un plus valoare agricultorilor și vieții brăilenilor. Am observat că în urmă cu câteva zile ați avut o conferință de presă, ați răspuns la întrebările venite din partea jurnaliștilor brăileni. Spre deosebire de prefectul Brăilei, se pare că dumneavoastră nu aveți o relație atât de încordată cu presa. Cum este, domnule Canciu? Întotdeauna am respectat presa, pentru că presa, de fapt, este vectorul de transmitere a relației noastre, a persoanelor publice, cu populația, cu publicul brăilean și național. Iar eu, din punctul meu de vedere, ca inspector școlar general în mandatul de 4 ani, am avut aproape zilnic relații și m-am întâlnit, cum să spun eu, sub forme frumoase și colaborări, zic eu, excelente. Despre această conferință de presă aș vrea să vorbim în minutele următoare. Domnule Popa, ați făcut o serie de afirmații, printre care faptul că intenționați să candidați pentru funcția de președinte a filialei brăilene a Partidului Național Liberal. Care este motivul pentru care vă doriți să fiți președintele PNL? Motivul pentru care îmi doresc să fiu președintele PNL Brăila este faptul că simt că pot aduce schimbarea în cadrul filialei noastre și pot uni toți membrii la acest moment lângă mine, formând o echipă nouă, bazată pe corectitudine și pe relații personale. Este o funcție pe care și-o dorește și domnul Cătălin Boboc, actualul președinte interimar a PNL Brăila. Nu vă e teamă că veți intra într-o competiție tocmai cu cel care v-a susținut în fața domnului Orban să fiți pe locul întâi pe lista de deputați? În fața domnului Orban am fost susținut în primul și în primul rând din membrii BPJ. Prin votul membrilor din BPJ am ajuns ca să fiu pe locul întâi la Camera Deputaților. Și Cătălin la momentul acela m-a susținut, dar cred că este momentul unei schimbări și schimbarea o pot aduce eu. Domnule Canciu, aveți mai multă experiență în partid. Credeți că poate fi această candidatură a domnului Popa un nou motiv de dispută în interiorul PNL Brăila? N-ar trebui să fie. Alexandru Popa cred că este în momentul de față singura persoană și este prima dată când o spun, care poate schimba organizația județeană a Partidului Național Liberal. De ce spuneți că e singura persoană? Am spus și la conferința de presă pe care dumneavoastră ați amintit-o,
în primul și în primul rând, un om caracter. Un om cu foarte multă energie și, de asemenea, foarte important, cu o dorință de a realiza lucruri care să se vadă, lucruri palpabile. Iar noi vedem și avem, cum să spun eu, istoria locală a Partidului Național Liberal, când rezultatele nu au fost dintre cele mai bune. Spuneți-mi, domnule Popa, a reținut, domnul Canciu a afirmat, vă susține în această competiție internă pentru funcția de președinte. Cum se poziționează domnul Vasile Varga, un greu al PNL-ului Brăilean? E de partea voastră, dumneavoastră, e de partea domnului Boboc? N-am avut nicio discuție până la acest moment cu domnul Vasile Varga. Vis-a-vis de poziționarea dumneavoastră. Nu am discutat. De ce? Care să fie motivul? Pentru că e unul dintre cei mai influenți oameni din Partidul Național Liberal. Nu am avut o discuție. Sau, asta e părerea mea, mă rog. Noi am început cu o echipă tânără, cu o echipă nouă, bazată pe alte principii decât au fost până la acest moment în PNL Brăila. S-au făcut niște excluderi din interiorul PNL Brăila, domnul Cârligea, domnul Dănăilă, domnul Tabarac. Spuneți-mi, vă rog, mai există astăzi când vorbim tabere? Că s-a vorbit la un moment dat despre niște tabere în interiorul partidului. Eu n-aș vrea să le intitulez tabere. Cum le intitulați dumneavoastră? Excluderea domnului Dănăilă, a domnului Cărligea și a domnului Tabarac este rezultatul unei anticampanii pe care au făcut-o Partidul Național Liberal. Fie din umbră, fie pe față, ei clar au avut o abordare la alegerile parlamentare din altă poziție, nu de membrii ai Partidului Național Liberal. Și acest lucru s-a văzut foarte bine. De altfel, au și susținut pe domnul Tabara. De aceea spun că aceste excluderi nu au nimic cu taberele de care dumneavoastră... Au rămas acele tabere în interiorul partidului, să înțeleg. Nu știu, e greu să spun că există tabere. Spuneți-mi dumneavoastră, știți, domnule deputat. Nu, mai puțin, vreau să vă spun un lucru. Și l-am observat aseară, să știți, la ședința biroului politic local. Multă lume, foarte multă lume ne susține. Și pe mine și pe Alexandru Popa. O văd, o vedem în fiecare zi și lucrul ăsta, să știți că cam elimină taberele de care spuneți dumneavoastră. Pentru că bulgările a început să se rotească și se mărește de la zi la zi. Asta e părerea mea. Spuneți-mi, domnule deputat, mai există tabere din punctul dumneavoastră de vedere în interiorul partidului? Eu am luat decizia de a candida pentru a nu mai exista tabere în interiorul PNL Brăila. Vreau... Asta înseamnă că există tabere în acest moment, da? Nu există neapărat tabere. Sunt oameni care au viziuni diferite. Eu sper să ajungem cu toții să avem aceeași viziune, pentru că facem parte din Partidul Național Liberal. Ați afirmat la acea conferință de presă, domnule deputat, că vreți să faceți curățenie în partid, să-i excludeți pe PSD-iști din partid. Acum nu, v-am citat pe dumneavoastră. Nu am declarat că voi exclude... Să scăpați de PSD-iști din partid. Da, oamenii care... Primul lucru pe care îl voi face când va ajunge președintele PNL Brăila va fi izolarea oamenilor care au legături de orice fel cu PSD-ul. Noi, dacă vrem să avem o luptă corectă și cinstită cu PSD în 2024, trebuie să eliminăm orice legătură a membrilor noștri cu ei. Cine își dorește să fie alături de Partidul Național Liberal, trebuie să-și asume că nu trebuie să aibă nicio legătură, nici economică, nici morală, cu Partidul Social Democrat. Explicați-mi, vă rog, ce înseamnă acești, că există membri în interiorul PNL Brăila care sunt PSD-iști. Da. Spuneți-mi asta că au legături economice cu administrația locală? La momentul acesta, aflându-mă în campanie, nu este moral să dau nume. Nu vreau nume, doar să-mi explicați cum este creionat un astfel de PSD-ist. În organizația noastră s-a mers mai mult pe interese personale și nu pe interesele partidului și pe viziunea partidului. Toată lumea a negociat, fiecare pentru el. Au pus înainte de toate interesul personal. Eu, fiind prima generație după Revoluție, fiind născut în 1990, vreau să fiu alături de liberale autentici.
oameni care sunt dispuși să facă sacrificii pentru partid și să punem mâna să muncim cu toții pentru a crea o organizație sănătoasă și fără legături cu PSD-ul. Deci aveți astăzi, când vorbim, oameni care au conexiuni zdravene cu Partidul Social Democrat, filiala Brăileană? Dacă insistați, o să vă spun. Da, avem oameni care au legături cu PSD Brăileană. Păi și nu era mai firesc să începeți să îi excludeți pe acești oameni înainte de campania electorală și după aceea să treceți la domnii Dănăilă, Cârligea, Tabarac și care și mai sunt? Dănăilă și Cârligea au legături cu PSD. Dacă ați vrut să auziți și nume, că nu mai sunt colegii mei astăzi, o spun eu. Da, și ei au legături cu PSD. Ah, deși dânsii fac parte dintre acei PSD-și de care vorbiți dumneavoastră? Nu am vorbit de ei, dar și ei sunt PSD-și. Și dânsii sunt PSD-și. Da, mă rog, dumneavoastră știți mai bine, probabil că la un moment dat o să încerc să iau legătura și cu acești domni, să poate reușim să aflăm mai multe detalii. Nu ați vrut să nominalizați, a spus că să-i nominalizați pe acești infiltrați în acea conferință de presă, dar a spus că nu vor mai avea putere executivă. Nu-i da. Dați afară, nu. Da? Dar nu vor mai avea putere executivă și din nou acum v-am citat pe dumneavoastră. Da. Să înțeleg că astăzi acei oameni au putere executivă, că sunt o mână de oameni care au putere executivă astăzi când vorbim. Domnul Boboc, domnul Varga... Da, eu nu am spus că... Spun eu numele astea. Dânsii fac parte dintre oamenii pe care vreți să-i lăsați dumneavoastră fără puterea executivă? Nu vreau să discut la acest moment despre niciun alt membru aflându-mă în campanie. Vă mulțumesc. Ce face un PSD-ist infiltrat în Partidul Național Liberal, domnule Canciu? Agită spiritele. Fură startul. Cum adică? Explicați-mi că nu sunt membru, n-am fost niciodată membru de partid. Mă uitam la dialogul dumneavoastră cu Alex. Ce se întâmplă? Este mai ușor să ai o colaborare chiar și puțin vizibilă decât să te lupți pe față cu PSD-ul. Pentru că PSD-ul la Brăila este mare. A ajuns la 50% nu prin valoare, pentru că vedem Brăila cum arată, da? Un oraș, cred că nici după finele celui de-al doilea război mondial nu arăta cum arată astăzi, da? Și sărăcie, și totul lăsat de izberiște, totul făcut praf, fără niciun fel de viziune, fără niciun fel de noimă, toate merg așa, într-o inerție a neputinței, și totuși PSD-ul este la 50%. De ce? Pentru că la acest procentaj extrem de mare a pus umărul și Partidul Național Liberal prin membrii săi, printr-un non-combat. Păi cine v-a oprit pe dumneavoastră să aveți o echipă foarte ofensivă din punct de vedere al comunicării, al campaniei electorale? Eu în momentul în care, sau din momentul în care am venit, am avut o atitudine și am în continuare o atitudine așa cum trebuie vis-a-vis de PSD. Suntem adversari politici și trebuie să demonstrăm acest lucru. Din punctul meu de vedere, ce credeți că i-a lipsit până acum PNL-ului Brăilean pentru a câștiga într-o competiție cu PSD-ul? Unitate. Unitatea? În primul rând, cred. Da, în primul unitatea. Rând, cred că asta e cuvântul care definește tot ceea ce a fost în PNL Brăilean. Și faceți iară trimitere la interesele personale ale membrilor de partid, ale unor membri de partid. Da. Și nu s-a văzut... Da, stați așa, ca să mă faceți să înțeleg. Sunt mai mulți oameni cu astfel de interese sau mai mulți liberali autentici? Din punctul meu de vedere. Sunt mai mulți liberali autentici. Păi și acești mulți liberali autentici n-au putut să identifice pe acești oameni care au interese în... Eu și domnul Canciu astăzi suntem produsul liberalilor autentici. Noi am fost împinși și susținuți doar de liberali autentici. Pe lângă lipsa aceasta a unității, ce a mai lipsit PNL-ului Brăilean să câștige la Brăila? Pentru că spuneți dumneavoastră, PSD-ul are 50%. De acord cu dumneavoastră, Brăila nu arată grozav. Nu sunt eu în măsură să declar acest lucru. Pot spune, în schimb, cu mâna pe inimă, că am citit informația conform căreia Brăila se află pe ultimele locuri, cel puțin la capitolul accesare de fonduri europene. Nu, același lucru spune și primarul Dragomir, care spune că
a absorbit de două, de trei ori mai multe fonduri decât i-ar fi permis Uniunea Europeană. Niște minepții din domnul punctul meu de vedere. Domnul primarul înțelege mecanismul după care... Dacă cu colegul domniei sale de la Galați, cu primarul PSD de Galați, și o să vadă că e o foarte mare diferență între câți bani a adus Galațiul din fonduri europene și câți bani a adus Brăila. Și Galațiul a început să desprindă de Brăila prin cum începe să arate în comparație cu Brăila. Chiar mă uitam pe strada siderurgiștilor, că are aliura unei străzi europene. Cu cabluri în interiorul, îngropate, sub trotuare. La noi stau stâlpii aceia din, cred că sunt, au din anii 50, de-abia mai țin sutele, dacă nu miile de cabluri. Dar dacă ar fi să revin la întrebarea dumneavoastră, ce a mai trebuit sau ce n-a, avut, da. Ce n-a avut PNL-ul pentru a reuși un scor mai mare. Nu vorbim de a câștiga eu în fața PSD-ului. Eu chiar am întrebat de a câștiga în această competiție. Vă întreb eu, domnule Rugină, a avut un proiect? A avut un candidat? A avut candidați? Păi de fiecare dată ați avut candidați. Pe ultima și sută de mele, nu i-a pus, i-a desemnat presa sau... Lucian Căpăriu este prietenul meu, este amicul meu. Dar PNL Brăila nu a putut identifica un candidat în interiorul partidului? Păi dumneavoastră mă întrebați pe mine, domnule Canciu, este o întrebare retorică. Este o întrebare retorică. Lucrul ăsta mi l-au reproșat membrii noștri de partid, oamenii de pe stradă. De ce nu ați avut un candidat? L-am auzit pe Cătălin Boboc aici într-o emisiune înainte de campania electorală vorbind despre sondajele pe care le-ați realizat dumneavoastră Partidul Național Liberal. Și domnul Boboc era cu un scor foarte mare și domnul Căprariu la fel cu un scor foarte mare. Din nefericire pentru dumneavoastră, cifrele nu s-au apropiat nici măcar pe departe. Da? La Brăila, Partidul Național Liberal a atins doar 15,8%. A fost una dintre cele mai slabe organizații PNL din țară. Da, așa este. Cine a decontat acest rezultat slab? Au decontat-o, în primul rând, o decontăm noi, cetățenii Brăilei. Da? Pentru că, repet ce am mai spus puțin mai devreme, am creat un PSD extrem de mare, un primar care a ajuns la 60% pe nimic. Pe acel slogan care te bufnește și râsul, eu asfaltez. Cred că ar fi trebuit la acel slogan scris și prost. Deci, eu asfaltez prost. Pentru că a asfaltat fără a ține cont de sisteme de drenaj, fără a ține seama de cabluri, că toți spun de cabluri. Uniunea Europeană ne-a spus până în 2015, băgați-vă cablurile în interiorul... N-a făcut nimic din toate lucrurile acestea. Nu tu... deșeuri reciclabile, selectate. Bun, de acord cu dumneavoastră, spuneți că au decontat brăilenii, dar în interiorul partidului a fost cineva tras la răspundere. Băi, sunteți una dintre cele mai slabe organizații PNL din țară. S-a schimbat președinte după alegerile locale. Cine a fost președinte? Alexandru Dănăil. A, și s-a schimbat cu Cătălin Boboc. Da. Și după alegerile parlamentare? Din câte știu eu, nicio organizație județeană nu, sau în nicio organizație județeană nu s-a operat vreo schimbare. Cred eu că și schimbarea după două luni a domnului Boboc, nu știu dacă ar fi rezolvat problemele sau ar fi fost cazul ca domnul Boboc în două luni de zile să deconteze numai domnia sa. Sau, da, împreună cu mine, că și eu eram... președinte, am fost în campanie electorală de la parlamentare, președinte al organizației deci locale. Deci trebuie să recunoașteți că dacă astăzi PSD Brăila are un scor foarte bun, aveți și dumneavoastră da, un merit aparte. Cu siguranță. Revenim la acea conferință de presă, din nou citez, tot ceea ce s-a discutat între noi a ieșit în presă, ați declarat dumneavoastră, domnule da. Popa. O afirmație cât se poate de adevărată, de altfel, să știți că vorbesc în nume personal. Există liberali și nu puțini care
Pe mine m-au sunat sau mi-a dat SMS-uri în timpul ședințelor de partid pentru a mă informa referitor la una sau alta dintre unul sau altul dintre subiectele discutate în timpul ședințelor dumneavoastră. Și ca să nu spuneți că, domnule, a aruncat rugină așa o informație în timpul emisiunii. De exemplu, am fost informat că decizia de a fi suspendat din partid domnul Cârligea a fost făcută la solicitarea dumneavoastră. E adevărat sau nu? Nu, la solicitarea întregului birou politic județean am avut o discuție și am hotărât cu toții că domnul Cârligea, prin susținerea pe care și-a manifestat-o vis-a-vis de domnul Tabarac, ar fi mai bine să-i dăm ocazia să meargă la alt partid. Dar a pornit de la dumneavoastră acest lucru? Nu, a fost o hotărâre între noi. Nu știu cine a propus la acel moment, dar în biroul politic județean am luat decizia ca eu să fac această propunere, pentru că eu sunt un om asumat care când își propune... Dar ce are la bază o astfel de scurgere de informații? O plictiseală a liberalilor din timpul ședinței sau pur și simplu dorința de a intra în grațiile presei? Un om combat, cum a spus dumneavoastră, cu PSD-ul. Și așa, prin divulgarea anumitor discuții, care ar trebui să rămână în sânul nostru al partidului, către presă, ajută indirect, dar foarte mult, Partidul Social Democrat. Dar nu-i vorba că și dinspre tabăra Partidului Social Democrat Brăila vin informații către presă. Da, bine, sunt informații care sunt mai mult sau mai puțin cunoscute. Generale. Referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră, contraperformanța primarului Dragomir. Și spuneați, mergi pe stradă și se vede acest lucru. Și stăteam și mă întrebam, oare n-ar fi mai interesant ca în ședințele Partidului Național Liberal să abordați tocmai genul ăsta de subiecte, ca să nu mai fie, domnule, știți, am discutat în o interior, chestie serioasă și uite, a venit nu, în interiorul filialei există discuții și vis-a-vis de administrația PSD de la Brăila, dar sunt și discuții vis-a-vis de organizarea noastră internă. Și, automat, fiind un partid de dreapta, există și discuții contradictorii, nu contradictorii conflictuale. Sunt opinii diferite, la noi, la liberali, se poartă. Am înțeles. Văzut că tradiția continuă, domnule Canciu, nu există niciun fel de colaborare, comunicare în interiorul Consiliului Local, în interiorul Consiliului Județean, între dumneavoastră și cei de la Partidul Social Democrat. Am urmărit și eu o parte din înregistrarea ultimei ședințe de Consiliul Local. Pare mai degrabă o dispută nefericită între imberbi. Chiar nu găsiți căi de comunicare cu primarul Dragomir, cu domnul președinte Chiriac? Nu știu, sincer să fiu, mă tot frământă acest lucru, că de acum au trecut 5 luni, dacă nu mă reu bine momentul în care am fost învestiți. Noi, de-a lungul acestor luni de la învestire până astăzi, am făcut observații pe care noi le-am considerat pertinente, iar la fiecare dintre ele am primit o avalanșă de reproșuri, de jigniri, de adevărate atacuri, pe care nu mi le pot explica. Un partid cu 18 consilieri, și vorbesc de Consiliul Local, noi fiind doar 7, nici n-ar fi trebuit să aibă o astfel de atitudine. Da? Deci are o majoritate absolută și oricum toate proiectele îi trec partidului stat, cum îi spun eu, ce ar fi lipsit dacă ar fi avut și puțină educație și respect, da, față de adversarii politici. Și vă dau un exemplu. Cred că printre, dacă nu cumva, primul proiect a fost legat de bugetul zonei libere, care este de fapt o fabrică de sinecuri pentru PSD. Acolo se angajează numai cei care au carnet de partid. La zona liberă? La zona liberă. Aveți probe în direcția aceasta? Păi da, luăm nume și... Adică toți membrii, toți angajați? Nu ar fi toți, dar cum e și la CUP Dunărea, cum sunt și la alte, entități pe care
le poate conduce prin lege primăria, normal că și angajează membrii de partid. Nu e chiar normal, dar mă rog. Da, normal cu ar trebui să pun zeci de ghilimele de o parte și de alta cuvântului normal. Vă rog, am te rog. Și am ajuns la o concluzie cât se poate de firească și normală că veniturile sunt cu foarte puțin mai mari decât cheltuielile. Și am spus, oameni buni, Brăila modernă s-a născut tocmai pe fondul dezvoltării unei zone libere. Da? Ce facem acum? Această zonă care ar trebui să creeze locuri de muncă, venituri la bugetul local, nu este altceva decât o fabrică de sinecuri. Și dădeam eu exemplu, 4.800.000 de lei sunt veniturile, iar 4.500 sunt cheltuielile. Deci aproape tan de pomandi, cum spune român. Ei, lucrurile astea nu sunt de acceptat, da? Orașul Brăila nu are un parc industrial, spre deosebire de Brașov, care are vreo 10, județul Prahova, la fel, care în jur de 11-12 astfel de parcuri. Noi dezvoltăm industria pe unde putem. Da? Trec în fiecare zi pe lângă fostul Carrefour Armonia, unde niște investitori chinezi au dezvoltat o afacere. Domnul primar, la un moment dat, eram împreună cu mulți elevi la Colegiul Murgoci, spunea că acolo se vor crea toate aparatele de iluminat pe care le vom găsi în magazinele IKEA. Bineînțeles, copiii de la Murgoci sunt copii deștepți și au pufnit în râs. Văd câteva persoane, este așa o zonă pustie, dar este o formă de investiție pe care PSD o agrează și o consideră de mare succes. La urmă de este un succes. Investitor străin care vine într-o anumită unitate administrativ-teritorială și dezvoltă niște locuri de muncă. Mai multe, mai puține, habar n-am, nu am informația asta. Problema este că, uitați, sunt o grămadă de zone care suferă la acest capitol. Galațiul, de exemplu, nu are un astfel de investitor. S-au oprit niște investitori de genul celui pe care l-ați menționat un pic mai devreme, s-au oprit la Brăila. Da? Deci, da, probabil că ar putea să fie și mai bine, dar atâta timp cât există un astfel de investitor, eu zic că este de salutat. Cu siguranță așa este, dar ne-am dorit un parc, două, trei industriale, da, în care să vină investitori europeni. Da, cu totuși noi suntem altceva, într-o, sigur că da. Noi suntem într-o uniune, da, și ne place locul pe care îl avem în această uniune. Avem drepturi, cum avem și obligații și ar fi excelent ca acești investitori europeni să vină și la Brăila. Știți ce mi se pare mie ușor nefiresc, domnule Popa? Faptul că în urma unor astfel de dispute apărute în Consiliul Local, în Consiliul Județean, cei de la Partidul Social Democrat se apără, aruncând toate aceste probleme în curtea PNL, în curtea USR+. Dumneavoastră sunteți cei care decontează astfel de probleme. Nu vă îngrijorează? Cum vă gândiți să contracarați? O să am o discuție și cu domnul președinte Cătălin Boboc, ca de săptămâna viitoare să începem să le acordăm replica membrilor PSD. Ei, toate mesajele lor sunt populiste. Consiliul Județean a ieșit în presă și a făcut, nu știu dacă știți dumneavoastră, la noi la Brăila o scrisoare deschisă către domnul Cățu. În contextul în care Consiliul Județean Brăila la acest moment are 32 sau 33 de milioane de euro în fondul de rulment. Dacă ar fi să ne ghidăm după banii pe care i-are la acest moment Consiliul Județean Brăila în fondul de rulment, am fi unul dintre cele mai bogate județe din țară. Banii, într-adevăr, poate față de anii trecuți, au fost mai puțini. În contextul pandemiei, știm cu toții, încasările la bugetul de stat au fost mai mici. Dar Partidul Național Liberal, în contextul pandemiei, o mare parte din promisiuni ne le-am dus spre finalitate.
Da, întrebarea mea se referea la modul în care veți încerca dumneavoastră să comunicați către brăileni toate aceste probleme despre care am vorbit un pic mai devreme cu colegul dumneavoastră de partid, pentru că, într-adevăr, pare nefiresc ca probleme care țin de administrația locală să fie decontate tot de cei din opoziția locală. Și își aruncă neputința și nepriceperea în spatele guvernului PNL-USR-UDMR. Pentru că așa sunt învățați ei să transmită numai mesaje populiste. Sunt mai buni comunicatori decât dumneavoastră. Cel puțin la Brăila asta trebuie să recunoașteți. De exemplu, mergeți pe stradă, domnule Canciu, întrebați 100 de brăileni cine construiește podul de la Brăila. Eu pun pariu că 80 dintre aceștia vă spune că Mihai Tudose. Sunteți de acord cu mine? Nu ar fi 80, dar într-o proporție însemnată brăilenii, da, au rămas cu această idee. Și Mihai Tudose nu a făcut altceva decât în ultima zi de premier al României să semneze începerea lucrărilor, dar mai departe, aceste lucrări, banii care se alocă, sunt creația guvernului Orban și a guvernului... Ei, nu știu să transmite suficient de clar acest lucru către brăileni. Ăsta este motivul pentru care marea majoritatea brăilenilor vor spune, da, ăla este podul lui Tudose. Exact ca Tudose n-a făcut altceva decât ceea ce a făcut și Adrian Năstase la un moment dat. A semnat pentru autostrada Transilvania, după care a dispărut. Ce s-a întâmplat după aceea a rămas în spatele altora. În cei 3 ani pe care, de opoziție pe care vom mai avea la Brăila, să putem insufla brăilenilor ideea că acest pod nu este al lui Tudose și ferească Dumnezeu să se numească sau și măcar așa neoficial podul lui Tudose. Când vor avea loc alegerile interne în PNL Brăila, domnule Popa? Nu este odată exact la acest moment. Așteptăm Biroul Politic Național să ne stabilească calendarul pentru alegerile interne. Pe surse, apropo de pe surse, știți, am primit informația că la Brăila nu se mai desfășoară în momentul de față nicio ședință în interiorul PNL Brăila de teamă de a nu se lua decizii referitoare la alegerile interne. Cât e informație corectă, cât e dezinformare? Biroul Politic Municipal în fiecare săptămână își desfășoară ședințele în cursul obișnuit de când a venit domnul Canciu președinte, iar alegerile la Biroul Politic Județean nu au mai avut loc de 3 săptămâni. Aceste alegeri, ședințele. Aceste ședințe nu au mai fost convocate de domnul președinte. Care este motivul? Nu am discutat cu el pe acest subiect. Asta ține tot de campanie electorală din interiorul partidului? Chiar nu am discutat cu el pe acest subiect. Dar ce știți, la momentul acesta sunt multe persoane care își doresc să intre în competiția internă pentru funcția de președinte? Nu știu. O să existe și surprize. Vom vedea la momentul oportun. Ce înseamnă că vor exista și surprize? Candidat la care nu ne așteptăm. Deci nu veți fi singurul candidat, înțeleg. Cu siguranță. Dar nici nu ar trebui pentru... Democratic trebuie să fie cel puțin de candidat. Vă rog. Așa văd și eu pentru alegere cât mai frumoasă și cât mai curată și cât mai democratică ar trebui să existe mai mulți candidați. Au dispărut din PNL Brăila o serie de persoane, cele pe care le-am nominalizat un pic mai devreme, persoane care la vremea respectivă se aflau în linia întâi. Dacă veți câștiga aceste alegeri interne și veți mai face și curățenie scoțând acei PSD-și de care a spus domnul Popa un pic mai devreme din prima linie a partidului, nu vă e teamă că s-ar putea să rămâneți fără persoane cu o bună notorietate, persoane bune de folosit în partea asta de comunicare? Că tot vorbeam despre asta. Nu, cu siguranță. Nu sunt atâția oameni de bună calitate, tineri, care cu siguranță vor veni spre partid și partidul până la urmă este un organism viu. Partidul este mare prin numărul de membri, prin acțiunile care realizează, prin programele pe care le furnizează, nici de cum, prin 2-3 oameni care... efemer se găsesc la conducerea unui partid. Domnule Popa, imaginați-vă că ați intrat deja în această competiție internă, că ați și câștigat-o, că sunteți președintele PNL Brăila. De pe poziția asta de lider,
Credeți că veți găsi vreo cale de a vă împăca cu Adrian Tabarac să-l aduceți înapoi în partid? Din ce am înțeles, domnul Tabarac și-a depus o adeziune la Partidul Social Democrat, tot pe sorți. Dacă el a hotărât că vrea să intre în echipa Partidului Social Democrat, noi urăm decât succes. Și dacă informația nu este corectă și nu este membru de partid și ar vrea să revină, l-ați primi? Că am înțeles că la un moment dat erați foarte bun prieteni. Da, până cu două zile înainte să înceapă campania, Adrian a fost la mine, am discutat, nu mi-a dat niciun semnal că ar fi împotriva mea. Apoi, numai el știe de ce a luat decizia pentru a ataca în primul și în primul rând de partid. Nu este vorba de mine, este vorba de faptul că el a murdărit imaginea partidului. Nu neapărat a mea ca persoană fizică. Eu am fost reprezentantul partidului, am câștigat alegerile interne pentru Camera Deputaților cu 83-84% din voturi. Asta a fost decizia colegilor mei și ar trebui să o respectăm cu toți. Deci sunt niște uși închise între dumneavoastră și domnul Tabarac. Am înțeles că chiar și între dumneavoastră, domnule Canciu, și domnul Tabarac au existat un schimb de replici mai puțin prieten. Domnul Tabarac are o imagine, scuzați. Domnul Tabarac are o imaginație foarte bogată. La ce vă referiți? Adică inventează lucruri. N-a avut loc acel schimb de replici între dumneavoastră și domnul Tabarac despre care s-a scris la un moment dat pe rețelele de socializare? Cred că dânsul a scris. Adrian Tabarac mi-a fost elev. Și așa m-au învățat pe mine părinții. Față de profesorii tăi trebuie să ai un respect deosebit. Și eu chiar am. Da, profesorii sunt la un loc special în inima mea. Acest tânăr în campania electorală m-a jignit. M-a jignit, el spune că nu a făcut-o personal, bine, prin trolii care i-avea în echipa de campanie. A distribuit tot felul de lucruri urâte și despre mine și despre Alexandru Popa. Iar eu m-am întâlnit la Carrefour pe aleea principală și doar atât i-am spus, să-ți fie rușine Adrian, să-ți fie rușine. Nu l-am jignit, nu i-am spus altceva, ci pur și simplu i-am bătut obrazul exact cum o face un profesor față de fostul lui elev. Da, trebuie să menționez în fața telespectatorilor că aceasta este o emisiune înregistrată. Corect ar fi fost în momentul de față să fi încercat, măcar să fi încercat să îl contactăm telefonic și pe domnul Tabarac pentru cazul în care ar fi vrut să aibă un punct de vedere. Revenim. Sunteți un partid aflat la guvernare, chiar dacă în Brăila sunteți în opoziție. Împreună cu colegii dumneavoastră de la PNL Galați, există căi de comunicare, colaborare, astfel încât să încercați să implementați niște proiecte venite dinspre București și dacă da, care ar fi acelea, domnule Popa? Colaborarea mea cu colegii mei de la Galați este una foarte bună. Lucrăm la câteva proiecte, dar până nu vor avea o finalitate și nu le vom vedea pe punctul de a fi implementate, nu vrem să, la momentul acesta, să le divulgăm. Pentru că credem că trebuie să venim cu lucruri concrete și cu lucruri clare. De acord cu dumneavoastră. Hârtie, că de 30 de ani... Avem o grămadă de proiecte pe hârtie, dar măcar domeniile în care vă gândiți să implementați astfel de proiecte, care ar fi acele domenii? Agricultură și transporturi. Agricultură și transporturi. Da. A vorbit un pic mai devreme, domnul Canciu, despre un parc industrial. De ce nu s-ar putea face un parc industrial în zona cuprinsă între Galați și Brăila, vă întreb, domnule Canciu? S-ar putea face, de atât ține de administrațiile locale, care la momentul acesta sunt administrații conduse de membrii Partidului Social Democrat. Și credeți că nu ar găsi înțelegere Partidul Național Liberal dacă ar veni cu o astfel de soluție, cu un proiect foarte bine pus la punct, cu, știu eu, finanțările venite dinspre guvern? Credeți că cei de la Partidul Social Democrat, de la Galați și la Brăila, nu ar fi de acord cu un astfel de proiect? Am văzut că a intrat în linie dreaptă drumul expres Brăila-Galați. Italienii au renunțat la contestații, deci, cu alte cuvinte, începe să construiască acest drum expres. Eu pot spune și altceva. Dar de ce n-ar face Brăila un parc industrial și un altul pe același drum expres făcut de gălățeni? Pentru că există o comunitate mare. Cândva a fost a doua după
capitală și această comunitate trebuie să renască, să spunem, din punct de vedere economic. Și Brăila și Galațiul se stinge prin economic, din punct de vedere economic, și cred că astfel de parcuri industriale mai mici sau mai mari trebuie să funcționeze. Ați văzut la Slobozia. Un orășel de jumătate, mai puțin de jumătate a Brăilei, a început în acel parc, la intrarea în Slobozia dinspre Brăila, să se miște lucrurile. De ce? Pentru că acolo există un primar liberal și acolo lucrurile sunt văzute în așa fel încât investiția să fie pusă pe primul loc, dezvoltarea să fie pusă pe primul loc. Pentru perioada următoare, care sunt principalele activități pe care vi le-ați propus, în afară de alegerile interne, pe care vi le-ați propus ca parlamentar, știu eu, inițiative parlamentare pe care ați vrea să le aduceți în dezbatere, astfel încât, știu eu, aceste inițiative să fie bune și pentru Brăila și pentru Galați? În primul rând, din inițiativele mele la acest moment, vor merge către partea de agricultură. Fiind inginer agronom, având o experiență în domeniu, vreau să marșez, cel puțin pentru moment, pe ideea de dezvoltare a agriculturii. Sunt alături de agricultorii brăileni, am o relație foarte bună cu dumnealor, mergem, strângem informații din teren. Acum o să depun la Comisia de Agricultură un amendament vis-a-vis de micșorarea perioadei de acordare a avizelor de principiu sau autorizațiilor de la mediu. Apoi o să încercăm prin guvernul nostru, prin guvernul Câțu, să avem o linie directă pentru finanțarea sistemelor de irigație, care nu au mai fost puse în funcțiune de 30 de ani, cred. Anul acesta vom reporni două stații de repompare care vor deservi undeva la 12.000 de hectare. Pentru mine, la început de drum, chiar mi se pare o realizare, înțelegând fenomenul și fiind fermier și agricultor. Am înțeles. Pe final de emisiune, înțeleg că vă pregătiți pentru aceste alegeri interne. Nu ați stabilit încă data la care vor avea loc, dar ați stabilit că aveți o echipă cu care veți intra în această competiție electorală. Cine mai face parte din această echipă a dumneavoastră? Alexandru Bucălău. O foarte mare parte din organizațiile din județ, o mare parte din primari și o mare parte din membri din municipiu. Cred că la momentul acesta oamenii s-au strâns în jurul nostru și au înțeles că singura noastră șansă pentru a putea învinge PSD-ul în 2024 este unitatea și corectitudinea unii față de alții. Unitatea, dar în același timp și să-i nu-i excludeți din partid, dar să-i duceți undeva în zona 2-3 pe cei care spuneți dumneavoastră că sunt PSD-iști, adică au interese personale în relația cu Partidul Social Democrat. Da. Cred că e prima dată când se spune în acest platou de filmare de către un membru al PNL că colegi de-ai dumneavoastră au o relație economică cu cei de la Partidul Social Democrat. Se vorbește atât de deschis despre acest lucru. Poate din prisma vârstei și lipsei de experiență, sinceritatea mea de multe ori deranjează. Dar am plecat pe acest drum și nu voi face rabat la drumul meu, oricare ar fi presiunile și oricare ar fi consecințele. Noi trebuie să creăm o alternativă reală la PSD. Partidul Național Liberal la Brăila trebuie să fie o forță politică, cel puțin a doua, dacă nu prima, da? Prin dezvoltarea pe baza principiilor sale de a dezvolta o politică locală. Atâta timp cât politica se face cu jumătăți de măsură, obții doar 10, 15 până în 20%. Dar dacă vom continua așa cum s-a întâmplat în ultimii 4 ani, eu cred că ne apropiem de 10%. Dumneavoastră știți mai bine ce aveți de făcut pentru a gestiona această situație. În această cursă internă nu este vorba despre Popa, Canciu sau altcineva din echipa noastră. Este vorba despre liberali autentici și pentru o renaștere a Partidului Național Liberal la Brăila.
Nu pot decât să vă urez mult succes în misiunea pe care v-ați asumat-o dumneavoastră, aceea de a intra în această competiție internă, de a câștiga. Încerc să aflu care sunt ceilalți contracandidați pentru a invita aici în platoul de filmare, pentru că așa este corect până la urmă, fiecare dintre dumneavoastră sunt sigur că aveți mesaje de transmis. Poate la un moment dat principalii competitori vor veni aici să vorbească despre proiectul politic al partidului. Mi-ar plăcea ca acest lucru să se întâmple chiar aici în platoul nostru de filmare. Din partea mea aveți toată deschiderea și așteptăm invitația dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!